Bună ziua! Suntem la amiază. Un mic pamflet. Gregori Tomuță și Stella Petronella vin de casă. Foarte bun. Nu mai au medicamente. Pot să beau. După cum vedeți, conținutul acestei farfurii este foarte sofisticat. Scoicile, normal, așa se face. După ce spalate și ăsta, sosul de pe ele să îl bagi în gură și s-or potește. Foarte bune. Foarte, foarte delicioasă. Ca o prăjitură de casă. Vă întrebați că unde-s alea. Ia uitați-le unde-s. Domnilor, dacă mi-am tăiat un dilen, cum o mai, nică să duci eu cât singură. Dacă o zis că sunt bolnav porcii, o dat la televizor să nu mai mâncăm chiți de porcu, atunci noi trecem pe mediteraneană. Nu trebuie să merg până acolo ca să mânci așa ceva. Sau la restaurant. Wow! Ma che buona! Che mi piace! A ta age? Auzi și voi sunetul. Wireless-ul, nu, vizerul. Vizerul mă contactează, trece pe deasupra al blocul meu. Ce face puța mă? Vezi să nu-mi roadă pe acolo ceva. Prima dată mănânc astea și apoi. Ni s-o lipti de ajut. Bagă-n cușcă. Bagă-n cușcă, bagă-n cușcă. Vă indic și vouă să serviți așa ceva. E nobleță. Nobleță.
Auză, veverița. Scoi, că mâncă și ea. Atâtea din astea îmi pui numai un pic de vin. Da? Nu? Miezul de la scoică. Carnea. Nu folosesc lingura. Wow. De regăta bot. Nu tu ai voie să zic dacă e bun, eu care... Da, dacă mie îmi place. Cum profesor. Foarte bune pentru că este componență. Că dacă n-ar fi componență, dau seama. Unde e componență multă, e și gust. Ah. Vedeți aici. Ursăria. Ursăria. Limba. M-ați obligat să mânc fără lingură. Ceva fenomenal. E atracție. E atracție. Unde ai fost? Nu.
Bine că rar, rar țigainări să vezi să mânce fructe de mare. Pune mami pe veveriță în cameră la mine. Am pus-o lângă mine în pat. Am ațepit. Și s-o da răzvăr cum eu. M-am speriat. Ce înseamnă boiereală. Vedeți ce înseamnă boiereală. Da? Să stai, să mănânci mâncare bună, vin ca boierii, să poți să râgâi. Când ai râgâit, înseamnă că esofagul e foarte mulțumit. Iar dacă ai și bășit, înseamnă că pancreasul lucrează bine. O aștept acum. O aștept să dau. Ai lovit-o la repede. Bă, ube, tata. Ciao. Ne auzim curând cu altă porție de mâncare. Vă pup. Vă pup, mă. Credeți-mă, tie tata.